Urmărește toate meciurile din Liga 1, din orice colț de lume, pe primaplay.ro. Petrolul a fost condusă de Unirea Slobozia pe teren propriu, dar a întors scorul și și-a consolidat poziția de lider în play-off-ul ligii secunde. Oaspeții au deschis scorul dintr-o fază fixă după un sfert de oră de joc. Ibrian l-a învins pe Avram ajutat de transversală. Egalarea a venit după 10 minute, tot după o fază fixă. Tucaliuc a prins un șut superb din afara careului. Apoi Cebotarul a găsit pe Diara în careu cu o pasă senzațională și Petrolul a trecut în avantaj. Marian Huj a închis tabela la 3-1 în repriza secundă, iar echipa lui Nae Constantin a înscris în a 5-a etapă din play-off mai mult decât în toate celelalte 4 disputate. Un pas important pe care l-am făcut spre Liga 1, doar că mai e de jucat și trebuie să gestionăm bine situația, să intrăm în cea mai favorabilă situație în care puteam să fim și trebuie să fim inteligenți. O sufer. Da, până la urmă... O să continuăm această luptă, încă mai sperăm la atingerea locului 4, e din ce în ce mai greu.